Insultările mele ce faceți, eu sunt Gabi, bine ați la un episod din Prinsul Persia Oare Witting, episodul numărul 5 sau nu mai știu cât. Data viitoare am trecut peste... am fost în Luizita Aca și am luat sabia asta șmecheră și am rămas să mergem sus. Așa că dacă vă place aveți să ne ziceți, fac apăsați pe tot de like și subscribe și clopoțel și... încă o dată, că am mai apăsat, este un clip, l-am căcat acum. YouTube-ul face figure acum, adică se postez un clip și nu mai trimite o notificare la dacă postez mai multe clipuri în acea zi. Dacă postez un singur clip în acea zi, nu trimite o notificare, așa că verificați canalul meu dacă în fiecare zi și vedeți și vă ce mai postat. Așa că dacă vreți să vedeți ceea ce fac eu pentru voi, dacă nu pentru mine, o să sper un de like. Și eu chiar și clopoțele. Haideți să începem. Deci hai să ne rugăm să prima oară. Aici am rămas. Și mergem la librăriucă. Să un pic. Mergem aceea. Op și op. Știu că am... Știu că-s profesionistă, nici chiar așa. I'm the pro here. Deci cred că... Deci astea deci avem nevoie de o singură mărire la vieții. Deci, pe unde mergem? Aha. Asta... Trecem la acțiune. Ți-a fost doar de mine, mă? Vezi că ai apărut și în primul episod, și în episodul trecut. S-a atât de pe fani. N-ai gură, a? Cine sunt moști, o să nu vrea să vă salute. Dacă îi prindeți la voi, să-i dați una în cap. Las un băț și las niște ciumege și dași peste degete. Că dacă vin, dacă mă găsesc pe mine, după aceea le e frică. Că au văzut episoadele mele și... ăștia știu cât de bun sunt și le e frică și dispare imediat. În câteva secunde nu-i mai văd în fața mea. Aaaa, uite, mamă, le urăsc pe astea. Le urăsc pe asta, le urăsc pe astea. Hai. Na, fraiero. I-am făcut pentru amie 2000. Sper să se audă și ăsta, clipul, sunetul de la joc. Ai cam dat pe 30. A trebuit să se audă bine. Tu dai mini, mă? Bă, tu dai mini? Bă, tu nu știi cine... Ia. Bă, vezi pe unde scapi ciocanul. Ce ai tu acolo? Așa, ce stai? Dacă fac chestia asta... Ia, uite, mă. Mort? Tu ce faci, mă? Bun, ăsta e mort. Acum mergem aceea și... O să se audă, deci o să lăsăm. Gata, s-a auzit. Acum mergem. Trebuie să mergem repede. Să nu se închidă. Nu se închide. Mergem sus. Nu știu, dacă vreți să fac episoade sau live cu tati și cu mine când ne jucăm Monopoly Plus, că l-am învățat să facem Monopoly Plus și dați acolo comentarii. L-aș întreba pe tati dacă vrea să fac chestia asta, adică că jucăm Monopoly și gen să apară pe YouTube, bine că am apărut o dată, nu e asta problema, dar
El nu ar vrea să se bage. El nu-i pasă de chestiile astea, YouTube-ul. Dar totuși, cred că aș putea să-l conving. Bun, îmi zic femeia că ai liniștit-o pe sora ta. Dacă, dar lasă că până mă liniștesc eu pe voi. Dacă vorbesc prea încet. Aba nu vorbesc prea încet, mă vorbesc destul de bine. Cred că vorbesc prea încet și că trebuie să vorbesc puțin mai tare. Gen, eu nu sunt genul care se să sipe, gen să vorbească foarte tare. Dar dacă e să vorbesc, gen să mă audă cineva și eu nu văd cât de tare vorbesc, asta e altă chestie. Atunci eu vorbesc suficient de tare încât să mă auze și ăla, că nu știu cât de tare vorbesc. Gen, zic, de sunetul microfonului. Bun. Nu știu, m-am uitat la Elegance, nu știu cât de mult știu pe Elegance și pe Ward, dar la Funny Moments, la Perfect Timing, cu Among Us și Bad Timing. Cred că aș putea să fac și eu tacticile astea la episodul de Among Us. Adică gen să mă uit pe camere sau să stau la umbră să văd ce vent se mișcă. Apropo, aici e ultima mărire a vieții, gen, practic penultima, dar ultima dacă mă teleportam eu, acolo, gen, să sar și să am norocul să intru suficient de repede încât să nu se închidă ușa aia. Asta știți, cred că de la primul sau al doilea episod. Sau penultima dacă nu mă teleportez. Nu am jucat de ceva timp prin depresia. Am jucat Assassin's Creed Brotherhood, care numai ăla știu și... Bă, îmi place. Cu Ezio! Bun, am terminat ăsta, adică avem toate viețile. Putem să luăm cea mai puternică sabie pe care... Da. Cea mai puternică sabie din joc. Dacă tot dădeam un click dreapta într-una, nu mai ajungeam nicăieri în ritmul ăsta. Urcăm înapoi sus și acum mergem... Unde mergem? Stai. Acolo. Nu mai mergem acolo, mergem acolo și... Da. Nu știu, mă, cred că în episodul ăsta ne și transformăm. Adică la cutscene nu pot... Bă! Așa. Tu dai mini! Vezi, mă, dacă ești neascultătoare, ți-o iei. Și cazi jos după aia. După aceea te întreb de ce ai făcut chestia asta. N-ai voie să dai în neni cu sabie. Dar mai degrabă vreau să vă dacă fac chestia asta...
Aia pot să fac la infinit. Apropo. Deci pe aia pot să fac la infinit dacă vreau. Bun, de cine bă mă? Nu s-a dus unde trebuie. Da, e prea negru pe aici, adică se vede cam negru pe partea pe aici. Bun. Da, masca. Da, cred că nu o să ne dăm să nu știu de asta, pentru că castele durează în cel. Și nu pot să dau schimb la niciun castin. Bun. Hai să mergem repede către ăsta. Ce faci? Oh, mă, tu dai mine. Imaginez-mă minte pe ăștia. Din episodul, din penultimul, pe din ante penultimul episod. Tu ce? Unde ai dat tu target? Bun, am ajuns la generator. Presupun că ați observat peretele alea din lemn. Acum nu mai salvăm acum, că mai avem puțin și salvăm după. Mai avem puțin și apă de salvare după. Pe ăsta îl ignorăm, că nu avem ce luăm de la el. Nu avem ce să luăm. Te faci, bre. Bă, vreau să fiu de... Așa. A, mersi, mersi că ți-am făcut loc de piciorul ăla al tău, să mă las să trec. Au văzut fraților ce băiat de treabă a fost ăla. Dați like pentru băiețelul de treabă, pentru Gigel. Așa vine spala, Gigel. Bum! Au! Bă, dă mine! Bun, i-am spart... Da. Bun, am salvat... Aici, acum trebuie să... Mergem... la camera principală. De unde totul a început. Unde a început totul, gen cu turnurile. Cred că sunt prea departe de microfon. Cred că acum e mai bine. Da, e mai bine. A, bă, trebuie să vorbim puțin mai tare. Sau? Lasă așa. Mai deci, eu văd deja mai nu știu, dar nu știu când. Dar aș vrea să fac o reacție la primul meu episod de pe YouTube. Pentru că a trecut, știu că a trecut 2 ani și e puțin 2 ani, dar s-a schimbat multe în cameră, s-a schimbat și adică m-am și performat. Bă, nu acolo, what the heck? Adică m-am și performat, din laptopul pe un calculator. Mi-am luat și facecam, mi-am luat și... Mi-am luat și scaun de gaming, primul episod. De primul episod de pe canalul meu, deja am avut... Bun, eu foloseam webcam-ul laptopului și... și puneam jos și deci am cu webcam-ul, de tot webcam-ul și stăteam pe un scaun din sufragerie. Așa, mergem aici, hai, dar nu luăm viață, avem aici, așa avem una bucată. Să bioare.
și asta este... Asta este nelimitat, adică poți să dai în perete cât vrei tu, dar nu nici sau nici amici, că nu se sparge deloc. Deci absolut deloc nu se sparge, poți să dai cât vrei tu. Până mâine. Nu se sparge aproape deloc. Bă, mergem... cum să zic, mă, deci mergem repede în... adică mergem repede. Ne transformăm și ducem de acum închidem episodul ca să am și un titlu bun. Ca s-a făcut 5 minute și nu știu, pentru episodul ăsta vine că jocul e măricel, e cam destul de mare. Și aș vrea să fac episoade de 20 până în 25 de minute să fac episoade din astea, din jocul ăsta. Eu practic, dacă mă transform, deci practic am un sfert de am vreo 5 sau 10% din joc. Asta e cea mai bună sabie din jocul ăsta. Deci eu practic mai am... deci de aici mai am vreo 12% din jocul ăsta. Acum să închidem ușa. Niciodată să nu lăsați ușa deschisă după voi. Numai că sunt la școală și vreau să ieși din clasă. Aceea am omorât-o pe Kalina. Ia uitați. Nisipul. Nu știu dacă se aude, dar nu pot să dau skip. Am mers atunci, am mers și acum. Să vedem ce a înțeles ăsta până acum. Că prințul ăsta, caracterul ăsta este din primul joc. Ăsta e al doilea joc. Nu, no, doar sună simplu. Nu e chiar așa de simplu. Dar sună simplu. Deci masca aia îți dă a doua șansă să schimbi, să-ți schimbi soarta. Să vedem. Zice să schimbi soarta. Cum ar fi să vizite și în realitate masca asta? Ai putea să te întorci în timp să schimbi soarta și ca să faci ceea ce e bine. E soarta. Să schimbi de atunci, în momentul ăla că ai făcut ceva greșit. Bun. Am luat al cincelea Sand Tank. Adică a cincea buină. Acum o să mergem la mască. Și nu mă teleporte, dar o să încerc să fac cât de repede pot eu să ajung la mască. Mergem pe aceea. După care dacă cădeți în apă nimica,
mergeți acolo și vă urcați înapoi. Zic pentru cei care nu știu jocul ăla, nu zic că îi cred eu pe ăștia proști, nu, doar de siguranță, mă, de siguranță, siguranța pe primul loc. Să salvăm aici, după aceea mergem în gurica asta. Hai să mergem. N-am eu treabă cu voi. Ce vrei, mă? Hai, lăsați-ne. Am mai trecut pe cea de foarte mult timp. Normal că n-am filmat și de-aia n-am mai trecut pe cea de foarte mult timp. Dacă nu filmasem, eu deja eram la mască. Hai, repede, 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 repede. Deci aici trebuie să acționați repede. Dacă nu puteți să acționați repede, dați pe R ca să jetiniți timpul. Dar voi puteți să vă mișcați la fel de repede. Timpul se încetinește, dar pentru ce în prejurul tău. Tu ești ok. Această putere nu are efect și pe primul joc. Pentru că nu știu de ce, nu știu de ce a creat și pentru acel joc. Dacă nu e la fel ca ăsta, dacă nu, dacă te încetinești și pe tine, te încetinește și ăla. Încetinește și ăla din prejur. Adică lucrurile care se întâmplă în prejurul tău, în jurul tău. Bun, deci mergem aceea și masca. Mă simt ce splatăm, e foarte, mă, deci, nu știu, deci, nu știu, la, nu știu oamenii ăștia, de ce sunt așa, de ce oamenii sunt răi? Splatoon e un joc foarte frumos. Nu știu de ce lumea așa are. Probabil din cauza zodiei. Sunt balanță. Dacă sunt balanță, înseamnă că sunt jumătate blând și de treabă și glumeț și jumătate nebun. Bine, nu știu cât o să vadă până la minutul ăsta, dar o întreb. Bă, deci pe timpul acum 7 ani se uita multă lume la ăștia. Și dădea multe lucruri, dar acum în 2021 nu mai e la modă. Chiar dacă nu ești popular pe YouTube, să n-ai mulți abonați. Adică foarte mulți, de exemplu, ca Insanity sau alții. Ai, de capul meu, deci ați văzut și voi, deci trebuie să mergem mergem o grămadă până la acel loc unde ne-am întors din grădină. Deci salvăm și acolo terminăm episodul. Aoleu, o să fie ulei. Cumva aici o să se deschidă un... Acum acolo să se deschidă ușa ca să mergem pe acolo. Ai, ba, nu, ba, nu. Da, cum ia, ia, deci pe aceea. Și
Acum, la fix, dacă te atingi de alea și ai viața puțină, ești ca și mort. Păi nu-mi place că nu există ordine la ăștia. Adică gen, ai trei ori, adică trei modele de butoane. Adică ăsta, după aceea ăsta, dar nu este. Deci, e foarte ciudat. Deci acum ăsta? Nu. Deci să zic și voi că trebuie să mă deși am stat tot 3 minute sau 4 minute la asta. Și e mult 4 minute. E nu chiar 4 minute sau 3 minute. Un minut, două, nu știu, aproape de un minut sau un minut jumate. E foarte mult. Bun, poți da schipa aici? Ne, da, bun, deci am intrat în trecut. Deci așa arătăm când suntem transformați, când avem asta. Și eu acum. Mulțumesc. Bun, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, încă să apăsați butonul de like, share, subscribe pe clopoțel și noi zic că o reînvățat ajutare. Pa, pa!